mea. Aici îl prinde cu piciorul un pic moale pe Bayram. Glezna, practic la aceeași fază. Da, dramatic. Ideea de a-i trimite lui Bancu, mingea ajunge până la Bancu. Centrare pentru Tudori, aflat în offside. Jucătorul celor de la Șepși. A fost ridicat fanionul, cred că pentru poziția lui Bancu. Jucătorul celor de la Șepși. În tuloaspeților, această lovitură liberă. Mingea atinsă de Tudorie, cred. Scoasă cu piciorul de Pilia cel. Adversarul său pe post, concurentul său pe post, însă e prețuit de Leo Grozavu. Mingea ajunge la Câmpanu, șutează Câmpanu la colțul scurt. Pare s-a bătut cornerul între timp, Marius. Da, centrează Cicl 2, face foarte bine și este gol! Da, e în offside. E în offside Mateu. Da, Ștefănescu, mingea ajunge la Tudorie, intrarea lui Nițui. Da, nimic, absolut nimic. Cicâldău moale această minge care ajunge totuși la Câmpanu și deschide bine unghiul șutului lui Câmpanu. Reușește să preia baronul și trece acolo spectaculos de Bogdan Mitrea. În centru este Cicâldău, așteaptă o centrare! Cât de aproape a fost aici! Tot adversarul peste el aici. S-au jucat și în acest sezon pasa lui Ahakbar, este una bună, atenție la Bairović, îi trimite lui Dimitrov, Radoslav Dimitrov respinge Pilia Celi la această centrare. Corner bătut pe colțul lung, acolo este liber și Fedele, cel care Pap era la capătul centrării. Nu, Mamut? Nu, era Camara. Camara. Peță, al treilea corner consecutiv, go! Pap cu capul lângă